Da, ce să fac, încerc să iau COVID-ul în piept și să îmi bag joc de el. Să știi că și eu sunt super activă în perioada asta și uneori mă tem că am mai avut filmări de astea super mici sau ședințe foto, știi? Da. Oameni. Dar zic așa, uite, totuși sunt destul de curajoasă, dar pe de altă parte nici nu poți să pui totul pe hold, adică mi-așa mi se pare că trebuie să fii in between, știi? Nici foarte nu poți să acasă. Pui totul pe hold, că după aia e foarte greu să reiei totul. Exact. Da, da. Da. Vezi că am dat un rec. Discuția este la super liber, fix cum ne cunoaștem noi de 1000 de ani. Nu mă interesează să facem niciun fel de politețuri în plus, pentru că nu e cazul. Da. Și o să te întreb, în primul și în primul rând, cum v-a prins fenomenul sau starea asta, pandemia COVID, pe voi Global Records, care sunteți, deși sunteți o companie foarte, foarte mare, sunteți o companie tânără, cel puțin, pe piața din România. Nu aveți experiența, să zicem, a crizei financiare din 2008-2012. Și eram curios care starea de spirit. Cum e echipa în momentul ăsta? E speriată? Nu e speriată? Lucrează fiecare de acasă, fiecare de la el de acasă, să zic așa. Sunt foarte multe planuri, sunt foarte multe proiecte adaptate pentru online pe care le-am făcut perioada aceasta. Am încercat să venim cu tot felul de rubrici și de proiecte pe online în care și artiștii și influencerii să fie implicați, astfel încât și ei să aibă activitate de acasă. Am avut chiar și avem de fapt o rubrică, se numește Home Edition, în care artiștii au filmat clipuri la ei acasă, cu echipe de, adică el, artistul, cu cineva care filma și cu maximum o persoană de la producție. Am încercat să fructificăm perioada asta pentru că nu ai cum să te oprești din ceea ce faci și nici nu ai cum să nu fii aproape de fanii tăi, chiar dacă asta presupune că nu poți să mergi la concerte, de exemplu. Da, pe mine mă interesează mai mult voi echipa, nu artiștii. Voi echipa, păi cum noi, sunteți? Noi în sine, îți dai seama că și fiecare personal are o zi mai bună sau mai puțin bună, dar overall mi se pare că toată lumea e super activă și foarte dornică să facă lucruri, adică toată lumea este super, cel puțin colegii cu care vorbesc când de aproape în fiecare zi, de pe la 10 și până pe seară, pe la 10, suntem super activi și facem tot felul de chestii și venim cu... E de mare echipa voastră acum? E destul de mare, adică, nu știu, cred că sunt 50 de oameni, cam așa. Mă rog, eu lucrez mai de aproape cu anumiți colegi, evident, pentru că avem anumite proiecte pe care le facem, dar împreună, dar e... Foarte multă lume își găsește din ce simt eu resurse să fie creativ, să vină cu lucruri noi, să facem, cum îți spuneam, tot felul de proiecte. Ești mai obosită în perioada asta decât în viața reală? Uneori simt că sunt mai obosită. Alteori nu-mi găsesc energia să fac sport acasă. Adică nu... Înainte mergeam des la sală, de cel puțin 3 ori pe săptămână, cam așa. Perioada asta nu mi-am mai găsit energia să fac asta acasă. Nu am simțit că mai pot. Nu știu de ce. Teoretic ar trebui să mă relaxeze, dar nu am simțit nevoia să fac chestia asta. Am zile în care mă simt foarte obosită. Încerc cumva să recuperez în zilele în care sunt liberă. Nu știu, de exemplu, dacă în weekend nu am absolut nimic de făcut, să încerc să mă odihnesc. Dar, în schimb, nu apuc să fac lucruri pe care le văd la oameni care le postează pe social media, citesc 100 de cărți, se uită la 300 de seriale. Nu, asta nu o fac. Adică... Da, uite, chiar voiam să te întreb. Cum sunt artiștii de la voi? Sunt într-o perioadă creativă? Au chef de tot felul de lucruri nebunești? Sau sunt cum e media, adică destul de temperată? Chiar dacă au foarte multe instrumente acasă și totuși nu prea au chef de... Câți artiști aveți voi în momentul ăsta? Câți artiști aveți? Sunt foarte mulți artiști. Dacă... Sunt mulți. Fiecare face după cum simte. Adică unii și-au luat o perioadă să se odihnească pentru că veneau după perioade foarte aglomerate. Alții compun acasă, lucrează de acasă, au mai mers la studio, nu știu, artistul cu producătorul doar ca să tragă voci la studio. Fiecare încerca să folosească perioada asta cum a știut mai bine, dar majoritatea nu stau acasă și atât. Fac lucruri și așa cum îți spuneam. Au făcut aceste videouri, au live-uri, unii și-au făcut și, nu și-au făcut rubrică în sine, dar și-au creat un obicei din a intra live și a petrece timp cu fanii pe social media sau intră în live-uri cu alții, de exemplu, nu știu, cum are Amalia Năstase live-urile pe YouTube sau Shelly sau
încearcă să fie aproape de fani prin tot felul de mijloace online și, bineînțeles, să petreacă și timp cu familia, pentru că mulți dintre ei fiind mereu plecați la concerte și așa mai departe, nu reușeau suficient de mult timp. Dar, Amalia, dar ești pusă în situația în care să temperezi unii artiști? Adică simți că pentru unii această perioadă este o perioadă în care vor să demonstreze totul pe online și, nu știu, poate să arunce prea multe cărți în joc? Nu. Știi că există tendința în momente de criză să cazi în cealaltă parte a problemei. Mi se pare că o activitate dozată în zona asta, știi? Adică nu e cineva care... Te dozezi tu, îi coordonezi tu sau ei își fac singuri? Nu, fiecare face cum simte și mi se pare că social media și credibilitatea în social media e adevărat valoroasă în momentul în care artistul își pune amprenta destul de vizibil, știi? Cred că unii au avut și perioade în care au vrut să stea mai mult online, după care și-au luat câteva zile libere și pur și simplu au comunicat mai puțin. E despre cum se simt ei, dar nu s-a pus problema ca vreodată noi să cenzurăm sau să-i, știi, să-i oprim. Nu mă refeream deloc la cenzură, mă refeream la faptul că sunt câteodată artiști care, mama, acum a rupt totul și pe tine ca și public, la un dat începe să te obosească dacă îl vezi prea des. Da? Te întreb asta fără a fi niciun apropo. Efectiv, te întreb din punct de vedere profesional dacă ești pusă în situația asta. Nu, pentru că mulți dintre ei înainte nu făceau atât de multe live-uri sau comunică constant pe, nu știu, stories sau o postări pe feed pe Instagram sau Facebook și așa, dar au făcut niciodată abuz de live-uri, iar în perioada asta, să zicem că sunt un pic mai multe decât înainte, pentru că așa e perioada și așa poți să ții legătura, dar nu mi se pare că e ceva neobișnuit, să zic, pentru perioada asta. Voi aveți o componentă destul de importantă a business-ului și anume sub contract foarte mulți influenceri, indiferent dacă sunt artiști, muzicieni sau din alte zone. În perioada asta, COVID a fost o perioadă mai benefică din punct de vedere financiar pentru acești influenceri? N-aș ști să spun lucrurile astea pentru că nu mă ocup și nu știu exact câte campanii are fiecare sau așa. Știu doar că foarte mulți s-au implicat în campanii, mă rog, aveau campanii ongoing, de fapt, asta era, indiferent că e vorba de COVID sau nu, aveau deja campanii de dinainte. Și cred că fiecare a încercat să-și folosească influența și în campanii de CSR, pentru că știi că perioada asta sunt foarte importante. Și atunci a fost, și de multe ori, brandurile au venit cu propuneri de campanii având și componentă de CSR, știi? Adică o foarte mare... partea campaniilor a avut componenta asta sau partea asta de, nu știu, faptul că stai acasă nu înseamnă că nu poți să îi faci o urare unui prieten drag de ziua lui sau faptul că stai acasă nu te împiedică să le fii aproape sau chestii de genul ăsta. Și personal, pentru că știi că noi ne-am cunoscut în context de CSR, de Lezuit Romania, eu m-am bucurat foarte mult să-i văd că se alătură și că fac benevol tot felul de acțiuni în zona asta și cred că este cel mai important. În momente de genul ăsta îți dai seama exact și care sunt influencerii, care e scopul lor, rolul lor, cum poți ajute mai presus de entertainment, știi? Da, probabil pentru tine, din punct de vedere al managementului și al promovării, o să-ți fie mult mai ușor să identifici niște influenceri credibili pentru următoarele campanii de CSR. Că știm cu toții, sunt mulți artiști care își doresc, dar nu neapărat sunt și credibili pe zonele de CSR. Și uite, asta mi se pare o chestie foarte, foarte interesantă, că poți să descoperi niște laturi umane ale unor artiști pe care nu-i bănuiai că poți să facă față la chestii de genul. Exact, asta o dată. Și doi, mi se pare că e și o perioadă în care și ei își pot da seama în sine, o perioadă în care, mă rog, ai mai mult timp să stai să te gândești, neapărat că perioada asta te face, dar să-ți dai seama care sunt proiectele în care tu crezi real și pe care poți să marșezi de acum încolo. Pentru că mulți au tendința să se implice în foarte multe, dar de fapt să nu se potrivească toate. Și atunci e și o perioadă de selectare, să zic așa. În ce zone simți mai activ? În zona de sport, de sănătate, de... Bine, acum în perioada asta toată lumea a mers pe sănătate. Majoritatea companiilor au mers în zona asta. Dar îi simți apropiat și de alte domenii decât sănătate? Adică, nu știu, crezi că îi poți să-i folosești în viitor în programe de CSR credibile? Deja, de-a lungul timpului, au fost implicați și sunt implicați în tot felul de proiecte și de campanii. Inclusiv la Lezuit Romania, de-a lungul anilor, i-am avut aproape și m-am bucurat foarte mult. Pentru că în momentul în care
de multe ori nici măcar nu trebuie să le propunem o campanie. Dacă eu o văd pe online sau aud de ea, vin și spun cum aș putea să fac să mă implic sau hai să luăm legătura cu această organizație pentru că vreau să ajut, știi? Se întâmplă asta foarte des. S-a întâmplat și perioada aceasta cu donațiile către spitale, adică cu susținere, cu campanie de SMS. Pur și simplu cred că n-ai cum să fii indiferent la ce se întâmplă în jur și să nu te gândești că poți contribui, știi? Și indiferent că poate datorită ție vin 100 de SMS-uri, dar e relevant, adică tu ai o parte importantă din ceea ce se întâmplă. Dar da, ei de foarte multe ori, asta mi se pare cel mai important, să știi tu ca artist sau influencer către ce cauză vrei să mergi și pe care vrei să o, nu știu, să susții pe termen lung. Pentru că poți ajuta și punctual, evident, dar e foarte important să devii ambasador al unor cauze. Cum e și cazul tău, că foarte multă lume te știe din zona asta de verde, de green, de eco. Și da, mi se pare important să ai o nișă pe care să funcționezi. Dacă ar fi să pui un stop cadru pe, nu știu, data de 15 martie, când s-a anunțat starea de urgență, și momentul de acum, sfârșit de aprilie, care crezi că sunt lucrurile pe care le-ai câștigat în această perioadă cu echipa? Care sunt lucrurile bune care s-au dezvoltat? Am rămas la fel de uniți, deși suntem fiecare de la el de acasă și nu ne vedem decât pe online. Ne ajutăm foarte mult și ne susținem foarte mult dacă simțim că unul are o zi mai proastă, stăm împreună pe Zoom și povestim sau ne sunăm și petrecem timp la telefon. Venim cu tot felul de propuneri și idei care poate, de exemplu, nu vizează în mod direct departamentul în care lucrez cel mai mult, dar mi-a venit o idee pentru un alt departament și o propun. Mi se pare că, adică n-am simțit distanțarea față de colegii mei și mi se pare important. I-am simțit aproape, ne-am fost aproape și ne suntem aproape unii altora, inclusiv cu artiștii. Adică am avut și am zile în care pur și simplu îmi vine să dau un mesaj și să întreb: ești bine? Chiar dacă n-am vorbit câteva zile. Cu mulți dintre ei vorbesc zilnic, dar mai sunt câțiva cu care vorbesc mai rar și simt nevoia să-i scriu un mesaj, să văd ce face, cum e, cum se simte, cum e perioada și așa mai departe. Dar cred că asta e marele câștig. Și n-am apucat să am stările astea de colectivă, o anxietate de asta colectivă. Știi, am fost tot timpul acolo dornici să facem lucruri și să, chiar dacă uneori părea overwhelming, adică mi se părea că era mult, că aveam multe, multe de făcut, trebuia să fim atenți peste tot. Dar cred că am ieșit cu bine până acum din asta și e foarte important cum o să fie până la 15 mai și după. Din punct de vedere creativ, cum simți echipa? Adică ați venit cu niște proiecte pe care poate nu le-ați fi propus în perioada dinainte de COVID? Ai îndrăznit mai mult? Te-ai dus mai mult în către, nu știu, tehnologia viitorului? Sau ai zis că, băi, hai să nu uităm de tradiții? Habar n-am. Sunt curios echipa în sine cum a reacționat din punct de vedere creativ? Sau ce vrea să facă cu artiștii după 15 mai? Am făcut... Asta spuneam, au venit imediat foarte multe idei pe care am simțit să le implementăm rapid. Nu ne-am fi imaginat niciodată să facem un clip acasă la artiști. Chiar nu cred că ne-am fi gândit la chestia asta, decât poate maximum o ședință foto, că e mai ușor. Dar s-a întâmplat chestia asta și au fost foarte deschiși și foarte receptivi la chestia asta. Apoi, deși tot timpul artiștii și influencerii noștri sunt în proiecte comune, am făcut această rubrică pe Instagram, Global After Hours, și de la ora 19, cam până pe la 20, un artist și un influencer intră și petrec timp unii cu ceilalți, dar și cu fanii de pe Instagram și comunică acolo cu ei. Au fost tot felul de proiecte și pe care am avut niște live-uri pe YouTube, minte acum, în care doi artiști intrau împreună fiecare din casele lor și povesteau unii cu ceilalți, dar și cântau pentru fani și își cântau piesele unii altora. Au fost tot felul de lucruri pe care le-am făcut și cu siguranță o să le facem în continuare. Și dorința noastră e ca artiștii să fie, cum să zic, activi, chiar dacă sunt acasă, chiar dacă nu merg la studio atât de des, chiar dacă nu merg la concerte, că momentan nu există. E o perioadă cu siguranță delicată și sensibilă și nu cred că ne-am fi așteptat acum un an pe vremea asta să trecem prin așa ceva niciodată. E aproape ca în filme. Când a început perioada asta, pur și simplu mă simțeam ca într-un film, știi? Era ciudat și... Și totuși, mă rog, adevărat. Da, și extrem de adevărat acum și, pe de altă parte, foarte, mă rog, era și panica începutului, toată lumea vedea în cele mai negre scenarii. Nu zic acum sunt niște scenarii ușoare, dar contează să te adaptezi vremurilor. Cred că perioada asta ne demonstrează
nu știu câta oară cât de important e să fii adaptabil, să fii deschis, să fii creativ, să fii pe fază și să te gândești cum poți să ții pasul cu vremurile, asta odată, și tot zic asta, să contribui. E foarte important să contribui. Auzi, da, ați avut artiști care s-au speriat de știri, nu știu, cum erau niște știri, doamne, până în 2021 nu o să mai fie niciun concert live cu peste 100 de oameni. Da? A existat această știre, nu știm. Deocamdată este zvon, nu e nimic oficial. Da. Au fost artiști care au sunat și s-au speriat, au intrat în panică. Cum ai reacționat tu? Cum i-ai calmat? Sunt convins că au fost, pentru că știu din diferite zone artistice, artiști care, da, au fost în starea asta. A fost o panică în sine. Noi am încercat să îi ținem updatați cu toate informațiile oficiale pe care le știm și noi. Evident că și ei citesc, dar încercăm să ne facem treaba, să zic așa, și să îi ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Sunt lucruri pe care nu putem să le... Adică, oricât de optimist ai vrea să fii, n-ai cum să spui, da, o să fie bine. Nu ține de noi aici. Ține de noi însă să găsim acele resurse, să facem lucruri posibile. Nu știu, am tot văzut că se întâmplă concerte online like for real, cu bilete și așa mai departe. Tot felul de experiențe de genul ăsta. Evident că nu e același lucru ca atunci când te bucuri de energia fanilor când ești pe o scenă și așa mai departe, dar e vorba de adaptare. E greu și avem discuțiile astea, după cum spuneam, să ne calibrăm cumva așteptările și să ne menținem un mood ok, că nu poți să fii nici foarte optimist perioada asta, nici foarte negativist, dar n-au fost situațiile astea de panică exagerate. Să sperăm că la un moment dat lucrurile se vor regla și poate chiar nu o să vorbim de concerte la anul sau peste 2 ani. Să sperăm că lucrurile se vor regla într-un fel, dar aici chiar nu ține de noi, oricât de mult ne-am dorit. Bine, din punct de vedere al PR-ului, mi se pare, sau comunicării, mi se pare că ești într-un departament dintre cele mai grele. Pentru că voi va trebui să convingeți publicul că bă, nu e absolut nicio problemă, veniți să vedeți artistul live. Uh-huh. În momentele în care se vor dezgheța lucrurile. În același timp, tot la tine este partea grea în care trebuie să zici, băi, e un concert online, dar totuși e mișto. Adică sunt curios dacă nu știu, ai început să te uiți prin străinătate, dacă există cursuri. Efectiv, întreb, nu știu, nu e nicio apropo. Există cursuri pentru așa ceva. Îmi dau seama că și echipa din spatele artistului trebuie în momentul acesta să se adapteze la context. Siguranță, da. Îmi dau seama că cred că pentru foarte mulți oameni va fi din ce în ce mai acută nevoia de a se bucura de niște concerte, de niște acte artistice. Nu știu, acum 2 zile mă uitam pe Facebook și am văzut un moment pe care chiar l-am trăit live la Untold și pur și simplu am avut piele de găină pentru că eram, wow, cred că nu știu când o să mă mai pot bucura de un concert așa, știi, să stau, să fiu relaxată și să mă bucur de muzică, pur și simplu. Și tocmai pentru că nevoia e acută, cred că oamenii vor fi dispuși să petreacă timp pentru un concert online, tocmai pentru că ai nevoie să te bucuri. Adică pe lângă toate știrile care te bombardează și munca de zi cu zi și jobul și responsabilitățile, ai nevoie de recreere. Și recreerea acum e doar online. Și atunci, da, ține și de artist să se adapteze și de echipă și de instrumentiști, de absolut toată lumea, să înțeleagă că ăsta e momentul. Probabil ai și văzut concertul care a fost organizat de Global Citizen cu Lady Gaga și așa mai departe, cu toți artiștii mari care au cântat de la ei de acasă în această campanie de fundraising imensă de 130 de milioane de dolari. Despre asta e vorba. Adică chiar trebuie să te adaptezi și chiar trebuie să înțelegi că astea sunt vremurile și că stai într-un colț să aștepți să revină lucrurile la normal nu e chiar o soluție acum. Da, știu că ați comunicat la început de criză, ați fost printre primii, cred că, care ați comunicat-o în sensul acesta, că ați sprijinit artiștii, inclusiv din punct de vedere financiar. Cum a fost primit în rândul artiștilor și cum s-a întâmplat mai exact atât treaba? A fost o inițiativă a managementului Global pentru a susține artiștii și echipele lor în această perioadă delicată. Și bineînțeles că a fost o surpriză plăcută pentru că cu toții știam că urmează o perioadă grea, de altfel necesară. Adică mi se pare că în momente de genul ăsta echipa e importantă, știi? Faptul că da. Știi pe cine te bazezi și că ai pe cineva aproape care
îți poartă de grijă, să zic așa, îți dă o anumită stare, nu știu, de confort psihic, să zic așa. Și, mă rog, să te simți safe. A fost primită bine și, na, sperăm că perioada asta să nu dureze atât de mult încât să provoace neliniști foarte mari, știi? Pentru că sunt convinsă Întrebarea e cât timp mai poate Global să-i susțină din punct de vedere financiar, chiar dacă era vorba sub formă de niște, de fapt sunt niște împrumuturi, normal. Dar cred că sunt niște chestii foarte binevenite pentru foarte mulți artiști care nu sunt în frontman sau nu sunt în prima linie cu ecranul, ci instrumentiști din orchestră sau, de ce nu, sunetiști, luminiști, tehnici. Pentru că nu e așa, un artist mare are un staff foarte, foarte mare, iar voi aveți câțiva foarte mari în agenție. Da. Nu e răspuns la care să, o întrebare la care să am eu răspuns acum, e o decizie de management. Cu siguranță se vor face probabil comunicări ulterioare în acest sens, dar în acest moment nu știu să spun exact. Da, ai avut feedback din industria muzicală în momentul în care ați anunțat asta? Da, a fost. Bine, mai mult cred că feedback-ul a ajuns direct la management, la Lucian și la Olga Giuverdeanu. Dar da. Știi cum e? Când sunt lăudați oamenii, nu sunt cei care comunică, sunt cei care sunt doamna șefii. A fost și o perioadă destul de... și este o perioadă în care nu mă mai ocup eu direct de comunicarea a tot ce înseamnă proiectele Global, mă ocup punctual de Ina, Antonia, Delia, Carlas, adică am această zonă de artiști de care mă ocup de comunicare, dar am văzut că feedback-urile au fost pozitive și inclusiv îmi scriau oameni din echipele noastre, mă rog, instrumentiștii și dansatorii și așa mai departe, că nu s-au așteptat și că li se pare minunat că ne-am gândit la ei. Și mi s-a părut drăguț, adică a fost așa. Pentru că ai amintit că te ocupi de artiști chiar foarte mari din agenție, din companie. Ei au fost puțin mai relaxați? Au venit cu idei de piese în perioada asta sau sunt și într-o stare ușor de disconfort din punct de vedere al creației muzicale? Depinde. Delia a fost la studio, de exemplu, a avut o zi, cred că, de sesiune și mai lucrează și de acasă. Ina are un mini-studio improvizat acasă și lucrează. Ba chiar a făcut și, ți-am zis, clip acasă la ea, ca și Antonia. În principiu e programul cam de dinainte, doar că nu atât de alert, sau în cazul Inei nu cu atât de multe călătorii, pentru că acum nu mai e posibilitatea asta. Dar fiecare și-a luat câteva zile, așa am simțit eu petrecând timp cu ei sau vorbind cu ei, și-au luat câteva zile de, nu știu, acomodare cu noua situație, să zic așa, după care au trecut concret la planuri, la niște acțiuni, la ce să facă în timpul ăsta. Dar au Ana fost Maria. Chestia asta. Ana Maria, spune-mi, te rog frumos, trei lucruri care nu ți-au plăcut până în perioada COVID și trei lucruri pe care le face după perioada COVID. În general? Nu, mai interesant din punct de vedere business. Business. Cred că goana asta nebună de a face un milion de lucruri pe mine personal mă obosește, dar e vorba stic de cum sunt eu, cum simt eu acum. Cred că stai pe locul întâi. Alte două lucruri nici nu-mi vin în cap acum. E greu să spun ce nu-mi plăcea. Cred că uneori, din goana asta de a face foarte, foarte, foarte multe lucruri, se ajunge la tensiuni. Asta e punctul 2. Niște tensiuni inutile. Nu, mi se pare că de foarte multe ori ajunge niște tensiuni care se pot rezolva super ușor dacă ți acorzi, nu știu, un minut în plus, să treci un pic prin decizia sau prin lucrurile pe care le spui. Al treilea lucru nu-mi vine acum. Și care era a doua întrebare? Cum aș vedea... Care sunt cele trei lucruri pe care le vei schimba și crezi că îți va fi viața mult mai mișto de acum? Uite, de exemplu, n-aș fi crezut că poți lucra... Nu că n-aș fi crezut. Mi-era un pic mai greu să cred că poți lucra cu atâta eficiență și de acasă pe timp atât de îndelungat, știi? Că era ideea asta de work from home o zi pe săptămână sau așa. Doar că perioada asta a demonstrat că se pot face extrem de multe lucruri cu multă eficiență și mi se pare minunat. Nu zic acum, cu siguranță o perioadă o să trebuiască să lucrăm în același stil și după 15 mai, dar mi se pare că e o lecție, că se poate și așa. Cred că e și o
va fi o perioadă în care o să-ți dai seama că anumite lucruri chiar necesită să te vezi la o întâlnire imensă, când de fapt în 3 minute, 4 pe un call rezolvi chestiile astea, știi? Și e important, pentru că timpul e prețios. Trebuie să mergi 50 de minute prin oraș până la un restaurant unde exact. Te mai servește unul după 40 de minute, încă faci soft talk 30 de minute și de fapt exact. Lucrul esențial lui să-l vorbești. Exact, da. Și mi se pare că e important. Adică mi se pare că teoretic o să ne facem viața mai ușoară și mai eficientă, din punctul meu de vedere. Și vreau să cred, în perspectiva asta a mea ONG-istă, că oamenii vor fi mult mai atenți la lucrurile care contează, la proiectele în care se implică, la cauzele pe care le susțin. Vor face din asta o chestie fără de care, nu știu, viața lor de zi cu zi să nu... Adică, nu știu, mi-aș dori să cred că după perioada asta nu există om care să nu își ia lunar 2 euro să doneze către o cauză în care cred. Sau să facă o acțiune de voluntariat măcar una pe an. Sau, știi? Adică o societate în care oamenii sunt mult mai prezenți și conștienți că impactul și acțiunile fiecăruia contează. Foarte tare! Sper să fie așa, adică îmi doresc din suflet. Mulțumesc frumos, Ana Maria. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Pentru că te ocupi de artiști mari și artiștii mari sunt, de fapt, niște piloni foarte importanți pentru noile generații care se nasc. Și în perioada asta, foarte, foarte mulți tineri sunt pe net, ei comunică foarte mult în zona aia, deși... Cum? Consumă foarte mult materiale online. Consumă foarte mult online și ce e foarte important, ca acest consum să fie de o calitate cât mai bună. Pentru că, asta e, suntem într-o perioadă în care vine foarte multă informație, nu neapărat de foarte bună calitate, și e important ca artiștii mari, care au avut și puterea să investească în produsele lor, să comunice cât mai clean și cât mai politically correct în această perioadă. Pentru că, e important pentru generațiile următoare. Inclusiv de muzicieni, de ce facem noi acum. Pentru că, tu știi foarte bine, în primul an de Let's Do It, toată lumea râdea de noi că ne apucăm să adunăm gunoaie. Exact. Și după 10 ani, toată lumea își punea insigne că, mamă, eu adun gunoaie la Let's Do It. Așa e. Da, la început a fost foarte, foarte greu. Și că spuneam că pentru noi a fost senzațional că voi toți, ca persoane publice, ați acceptat în condiții în care noi eram niște oameni atunci apăruți, adică nu era cineva să spui, da mă, ăștia au experiență de 5 ani, merg cu ei. Pentru noi a fost incredibil și doar așa poți să crești. Bine, și fiind atent la ceea ce faci și cum faci. Dar, da, contează să fii o gașcă de nebuni la început, cum am fost noi toți și lucrurile se întâmplă la un moment dat. Mulțumesc frumos, Ana Maria! Mulțumesc și eu! Pa, pa, ceau, zi faină să ai și baftă multe cu artiștii, că știu că nu e ușor. Îi cunosc! Da! Papa. Ciao.